A treia rundă a returului de sezon regular a venit cu meciuri spectaculoase și cu surprize în ceea ce privește rezultatele obținute de către reprezentantele primului eșalon. În urma prestațiilor avute, Liga Profesionistă de Fotbal a realizat o echipă ideală pentru această rundă, alcătuită din următorii jucători. Portar Lucas Zima de la Petrolul Ploiești. Datorită intervențiilor portarului ceh, ploieștenii și-au continuat seria meciurilor fără înfrângere. Fundaș Ștefan Vlădoiu de la Universitatea Craiova a depus un efort consistent în cele 81 de minute în care s-a aflat pe teren reușind să impună respect. Gabriel Mutombo de la Fece Botoșani a avut o prestație sigură, a câștigat majoritatea duelurilor în care a fost implicat. Raul da Silva, jucătorul celor de la Universitatea Craiova, experimentatul fundaș brazilian a făcut un joc solid în centrul defensivei Universității Craiova. Miguel Gomez Silva de la Oțelul Galați a fost la înălțime, a oprit orice încercare adversă de a pătrunde pe flancul său. Mijlocașii și echipă ideale sunt următorii. Eric Omondi de la UTA Arad, introdus la pauză, s-a dovedit a fi o mutare inspirată. Asta deoarece a contribuit la ambele reușite ale arădenilor. Iuri Cisoti, jucătorul oțelului Galați, este un jucător exponențial în sistemul gândit de către Dorinel Munteanu. Pe lângă golul marcat, a dominat centrul terenului. Alexandru Chipciu, jucătorul Universității Cluj, capitanul șepcilor roșii, și-a trecut în cont o nouă pasă decisivă a patra din acest sezon. Atacanții etapei sunt următorii. Marius Ștefănescu de la Oișca Șep și Sfântul Gheorghe, grație dublei reușite de către el, Covăsnenii au luat trei puncte extrem de importante în lupta pentru un loc în playoff. off Rivaldinio, jucătorul celor de la Farul Constanța, este la al doilea joc la rând în care a marcat, în plus a reușit și o pasă decisivă. Constantin Budescu se află și el în echipa ideală, jucătorul celor de la Farul Constanța, responsabil cu spectacolul. A marcat și a oferit un asist de clasă, are patru goluri și șase pase decisive în ultimele 10 apariției în Superliga României. Antrenorul etapei este și de această dată Dorinel Munteanu, antrenorul celor de la Oțelul Galați. După titlul câștigat la finele sezonului 2010-2011, fostul mare internațional scrie din nou istorie cu Oțelul, pe care a luat-o din eșalunul al treilea, a promovat-o în al doilea, apoi în Superliga, competiție în care impresionează. Ultimul rezultat, victoria pe terenul liderului, a venit să confirme jocul bun prestat de către gălățeni cu precădere în deplasare, unde sunt nenvinși. În etapa următoare, Dorinel Munteanu, nu se va duela pe teren propriu cu Oișca Șep și Sfântul Gheorghe. Partida este programată pentru marți 12 decembrie, cu începere de la ora 17.